Mă rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Pentru mine publicul a fost un fel de stăpân al meu. M-a interesat și l-am urmărit și l-am simțit în fiecare spectacol. Dacă e cu mine, dacă e departe de mine, dacă trebuie să mă duc către el, sau invers, dacă el vine foarte aproape de mine. Există un lucru care te salvează. Este muzica. Dragi prieteni, bună dimineața! Nu insista să o ascult pentru că o voi trimite la bucătărie, i-a spus cândva George Georgescu unui prieten care stăruia ca maestrul să evalueze o tânără voce, doar că vocea respectivă era chiar de atunci una excepțională și a devenit o marcă de aur a scenei lirice românești. Astăzi, împreună cu mine la mic dejun, doamna Eugenia Moldoveanu, bine ați venit la mic dejun, bună dimineața! Bună dimineața! Am așteptat multă vreme momentul ăsta, aș zice că aproape un deceniu și exact când începusem să mă gândesc că vor fi alții mai harniși decât mine pentru că se apropia aniversarea celor atât de frumoși 80 de ani pe care i-ați împlinit, la mulți ani din partea noastră și felicitări, vă îmbrățișăm și vă iubim. Ei bine, am avut noroc și am avut și doi aliați de nădejde pe care am să-i citez la un moment dat sau să-i spun chiar de acum, ar fi elegant, nu? Fiica dumneavoastră și Angela Gheorghiu. Deci, pur și simplu, două soprane care m-au secundat cu hărnicie în așa fel încât să vă avem astăzi la mic dejun. Dacă sunteți de acord, aș lua povestea împreună cu dumneavoastră chiar din acest moment cu care am deschis, pentru că simt, bănuiesc că foarte mulți, mai ales dintre cei tineri, se vor fi întrebând cine-i George Georgescu, deci de ce era el un maestru și probabil se întreabă și faptul ăsta, ce legătură are această întâlnire la cafea dintr-o dimineață de sâmbătă în anul de grație 2024, cu un moment din mijlocul anilor 70 ai României. Să povestim. M-ați surprins și pe mine, luând povestea mea de aici. Povestea începe mult mai devreme. Firește. Eram copil în Azuga. Acolo am trăit cu părinții mei, deși m-am născut la Bușteni. Dar la două săptămâni am venit acasă la mama, tata fiind în Bușteni. Și în casa mamii, așa m-am pomenit, cu muzica. Apoi mama a visat să aibă o fetiță care să cânte la pian. Și mi-a cumpărat un pian și în Azuga acelor vremuri trăiau oameni de diferite naționalități, pentru că fabricile care existau atunci erau conduse de nemți. În Azuga trăia un domn care fusese contabil și care cânta la pian. Era pianist, domnul Ciuntu. În lungul șir de șanse pe care le-am avut, el a fost primul. Mama m-a dat la pian, a fost o bucurie pe care am petrecut-o numai în fugă, pentru că de la lecția de pian alergam repede acasă să nu uit ce mă învățase domnul profesor. Și așa am ajuns să cânt destul de bine la pian și iată că atunci când cântam binișor, altă șansă. În Azuga s-a mutat Aurel Bobescu, fratele celebrilor muzicieni bobești,
cu soția și domnul Ciundu mi-a zis, tu de la mine ai învățat tot, mergi mai departe și du-te la domnul Popescu. Acest om care avea geniu, îmi spun cu toată convingerea, avea geniu. Avea toate instrumentele și întâi cu copiii de la școală a făcut orchestra simfonică, corul de copii. La Azuga. La Azuga, fabulos. Cu care am luat toate premiile până la București pe vremea aceea. Iar mai târziu, ceea ce e cu totul, cum să vă spun, astăzi e ca un vis. Cu salariații de la fabricile din Azuga, a făcut o operetă. Pericola, de exemplu, pe care eu am apucat să o văd. I-a făcut să cânte. Orchestră. I-a făcut pe oamenii ăia să cânte. Nestudiind 10 ani înainte cum facem noi și cum se face, de fapt. Iar cu mine, el a devenit al doilea părinte. Nu-i ziceam domnule profesor, îi spuneam Bobby. Plecam dimineața, studiam, mâncam la ei la prânz și de acolo plecam la școală. Ce poveste! Și veneam la ora 6 seara, abia ajungeam ca să cânt la pian acasă la mama, ceea ce învățasem în ziua aceea. Acest om nu m-a învățat să cânt numai la pian. M-a învățat să citesc partituri de orchestră, să citesc la prima vedere. Asta înseamnă, după calculul meu, nu știu dacă e bun, că la 13-14 ani erați un artist format. Știați acompaniament, știați partituri, nu? Știam și nu numai că știam. Cântam în fiecare zi. El nu m-a învățat în ceea ce privește meseria de cântăreață sau tehnica de cântăreață. Absolut nimic. Eu cântam Gilda, cântam Carmen, cântam Rigoletto. Uitor. Am ajuns să dau la facultate, neînțelegând și nefăcând niciodată încălzirea vocii sau vocalize sau așa. Într-o zi, mai măricică, eram sigur, eram la liceu, la Bușteni, pentru că la Azuga făceam naveta cu trenul. Să spunem, erați la liceu teoretic de matematică fizică. De matematică și fizică. Ca să înțeleagă toată lumea. Dar acolo era dirigintele meu, care era iubitor de muzică și îmi spunea, nu te omorâ cu matematica și fizica, pentru că tu faci muzică, tu cânți. Am fost un fel de copil minune, așa de mic, și la liceu, și după ce am terminat liceu, și la facultate. Și într-o zi mă duceam la Sinaia, fiindcă la Sinaia exista un pian de concert, sus undeva la mansardă, și mie mi se părea că sună mai bine acolo și cântam de una singură, acompaniindu-mă. Și la un moment dat s-a deschis ușa și a apărut un domn în vârstă și a întrebat, cine cântă aici? Și eu am spus, eu cânt. Și la pian cine? Eu cânt. Era profesorul Berceanu, Dan Berceanu, de la Timișoara, un medic celebru la vremea aceea, prieten cu maestrul George Georgescu. Cred că un ortoped, Georgescu. Nu? E ortoped, da, după știința da. Mea. Prieten cu George Georgescu, cu maestru, cu doamna Lizet Georgescu, care pe vremea aia erau la Pelișor. Acolo era vila artiștilor. Da. Și m-a ascultat, s-a dus la maestru și l-a rugat să mă asculte, să vadă dacă eu nu sunt un nebun. Spunea Dan Berceanu. Am să pun iar o virgulă în frază. George Georgescu, probabil că era atunci chiar academician, era șeful filarmonicii din București, trecuse prin foarte multe tribulații până la această poziție, ajutat de Enescu să revină după acuzații nedrepte de colaboraționism în anii 50, la începuturi, până la urmă a revenit la Ateneul Român, la pupitru și era așadar o somitate la care se ajungea greu, exigent, decis în tot ce înseamnă valoare. Și pur și simplu l-ați convins, doamnă Moldoveanu, pur și simplu, nu numai că l-ați convins, audiția de 5 minute promise, aflu că s-a întins pe vreo 2 ore. Da.
mi-a arătat câte ceva, cum se cântă, cum se face fraza, știu eu ce mai mi-a arătat atunci. Și am terminat liceu, am venit la facultate la București să dau la conservator. La conservator cântam Ritorna Vincitor, am cântat pe care... Tosca. Fo. Și sigur, două, trei liduri cum era în programa conservatorului. Și am intrat prima, am devenit imediat și acolo cineva între studenți și am ajuns normal la clasa profesoarei Arta Florescu. Și la dumneiei am stat până am terminat facultatea și pe urmă, de-a lungul anilor, treceam pe la ea să mă asculte. Cum e rolul din Don Carlo, ce mai spune, și ea era extrem de emoționată și surprinsă. Chiar spunea, cum la 44 de ani tu vii să te ascult cum e cu Don Carlo când ai cântat atâta și atâtea și atâtea alte roluri. La Hamburg v-au aplaudat 53 de minute, aproape mai mult decât pe Callas se scria. La Arena Antică din Verona, unde nimeni nu rezista foarte mult, pentru că vreau să știe toată lumea, cei care n-au văzut-o, e un spațiu deschis, imens, cu aproape 100.000 de locuri, într-o încrucișare de curenți de aer, încât orice solist, oricât de celebru, oricât de rezistent, după două concerte, spunea, e de ajuns. Dumneavoastră ați stat acolo în recital 8 reprezentații. Deci e corect ce și cu Madama Butterfly. Da, și cu Madama Butterfly, ca să cunoscătorii știu de ce punem acest accent de mare dificultate. Și, nu în ultimul rând, dacă ne gândim bine, n-am ajuns încă la Covent Garden și la Metropolitan, unde din 78 ați fost invitată pentru premieră și 10 reprezentații. Vă rog să puneți corecții dacă datele mele nu sunt exacte. Dar ceea ce ne interesează și vreau să fac un punct cardinal din acest moment în discuția noastră, erați foarte tânără, nu aveați încă 30 de ani, în 1973, când tot grație îndemnurilor și intuiției pedagogice ale Artei Florescu, în loc să vă duceți la Montreal, la un concurs internațional prestigios, profesoara v-a spus, ia învață pentru acest rol ciociosan ca să te duci în Japonia, și așa ați făcut. În 1973 ați luat din nou premiul întâi, după ce fuseserăți premiantă tot cu primul loc și la Toulouse, sau să începem de fapt cu Sofia, să luăm întâi așa socialiștii este de aproape, nu? Sofia, Toulouse, Enescu, București. Enescu București, care era un palmares extraordinar. Deja din numărând din 58 de la prima ediție, Enescu era un festival de 24 de carate. Așa. Și a avea un premiu întâi la această competiție internațională însemna un blazon de necontestat. Și urmează acest 1973 despre care spuneți întotdeauna că s-a întâmplat exact în ziua în care fiica dumneavoastră împlinea un an. Asta îmi place foarte mult, acest accent. Deci a fost ca o stea fixă în destin, pentru că ați obținut premiul întâi și v-a fost înmânată această distincție de către șefa comisiei de atunci, care era chiar Maria Callas. Și aici vreau să ne oprim pentru mai multe amănunte. Să urmărim acum, stimați telespectatori, pe soprana Eugenia Moldoveanu, interpretând principala arie de concurs a operii Madame Butterfly, aria Un bel di vedremo. Me ne sarò nascosto.
câți artiști din țara asta au avut această extraordinară șansă de a o întâlni pe la Divina, care era deja în retragere, avea 50 de ani, dacă eu socotesc bine. Practic era cu doar 3-4 ani înainte de sfârșitul vieții, melancolică, chinuită de proiecții din marea ei celebritate și vocație. Și vă las să ne relatați așa cum v-a întâmpinat, așa cum ați văzut-o, așa cum vi s-a părut atunci cu ochii unui artist care lua premiul întâi la 29 de ani. Cum a fost? Întâi trebuie să vă spun că ea era prezentă în casa mamei, era preferata mamei mele, împreună cu Giuseppe Di Stefano, și era prezentă în urechea mea, în mine, fiindcă de foarte multe ori ascultam, se dădeau opere integrale la radio. Așa că atunci când am auzit că va veni, pentru că așa a venit zvonul, că vine Callas, am stat în holul hotelului, nu știu, o zi, mai mult de o zi, să o aștept. Și stând așa, cum stau aici, în spatele meu, da, era liniște. Eram și cu German, cu colegul care a luat și el premiul pentru așa Pinkerton e. Atunci. Mă bucur că îl amintim, da. Da, și am și de ce, fiindcă a fost o voce excepțională, excepțională. Și la un moment dat am simțit că în spate mă arde ceva. Deci era ca un foc viu care se apropie. Arde ceva. Mi s-a încălzit spatele. Și atunci m-am întors și am văzut-o. Îmbrăcată în verde închis, obosită, străină, ca un năluc, plutea, mergea foarte încet. Evident că a trecut pe lângă mine și s-a dus la... Impresionantă, cu o aură puternică sau pur și simplu o străină care era în afara scenei? Cum vi s-a părut atunci în foaierul hotelului? Era ireală. Nu era o femeie, nu era o artistă, nu era o prezență în juriu. Era ceva. A trecut cineva pe lângă mine, s-a dus la apartamentul ei și apoi nu ne-am mai văzut. Eu am cântat, am luat premiu, cum se știe, și la înmânarea premiilor seara, una din cupele mari care stau și azi pe pian la mine, mi-a fost înmânată de ea. I-am văzut ochii, am văzut că avea pentru mine și admirație și un fel de compătimire, dacă se poate spune așa. Pentru că probabil că intuia ce o să urmeze sacrificiul, drumul într-o lung, carieră cum a fost pe urmă și pe care să zicem că am făcut-o de 3/4. Fiindcă premiul a venit în ziua în care Andreea împlinea un an. Deci eu am studiat acest rol când Andreea avea 5 luni jumătate, 6. Și doamna chiar îmi spunea să văd cum mai să pot, să văd cum merge, să văd ce se întâmplă. Se referea la fetița mea. Dar pe urmă a avut loc un concert în care și eu și ea trebuia să explicăm cum am cântat rolul Ciocio-san. Da. Și a venit pe scenă și a vorbit încet și puțin și 2-3 sunete, 2-3 fraze le-a dăruit, da, așa cum mai putea. Și pe urmă, sigur, eu am cântat și am avut și îndrăzneala să spun cum gândeam eu rolul și cum gândeam aria Un bel di vedremo pe care o cântase. Asta a fost întâlnirea cu ea, care a rămas pentru mine prezentă în fiecare zi a carierii mele. Și când îmi era foarte greu... Să adăugați aici, din acel moment au fost clipe în care v-ați dorit să fiți așa, o Callas, dar o Callas aceea pe care
de pildă bunicul meu, un meloman înveterat, o asculta în habanera până când eu, copil foarte mic, învățasem aria aia, vorba vine, o învățasem. Dar o și vedeam pe ea în rochea neagră, împodobită de diamante, era deja în înregistrări alb negru de televiziune, era o prezență. Dumneavoastră ați văzut-o în acest crepuscul și cu toate astea, repet, v-ați dorit să îi semănați atunci, la 29 de ani? Doamnă, eu n-am dorit niciodată să semăn cu nimeni. Nu pentru că aș fi avut nu știu ce idei în cap, dimpotrivă. Eu n-am făcut meseria asta, să-i zice meserie, aș zice profesie. Pentru că vocație. Desigur, fără vocație nu se poate nimic. Dar eu n-am făcut-o pentru ca să cânt nu știu unde, pentru ca să ajung o cântăreață mare, pentru ca să plec în turnee. Niciodată. Pentru mine cântatul era lucru cel mai frumos pe care puteam eu să-l fac. Era lucru care mă bucura cel mai mult, pe care îl căutam în fiecare zi să-l fac altfel. Și chiar toată cariera mea și în fiecare spectacol găseam altceva. Și asta era singura mea bucurie. Restul ce a venit pentru că așa a fost scris. Odată, destul de târziu, treceam cu soțul meu pe lângă Scala. Da. Făceam o excursie, cântam pe undeva până în Italia, nici nu mai știu unde, și am trecut pe la Scala. Și eu m-am uitat lung așa și am zis, uite Scala. Poate că o să cânt și eu, poate nu. Și el mi-a spus, ba da, ai să cânt și aici. Și a venit și Scala, nu foarte devreme, și cred că a fost bine. Cred că a venit la timp, așa e? Cred că a venit la timp, la timpul științei, al maturității, al experienței. A venit cât a trebuit. Cred că ați primit Scala exact când aveați destulă analiză, destulă înțelegere, destulă distanță analitică pentru tot ce vi se întâmpla ca artist mare, care venea din Est. Și acum o să vă întreb ceea ce probabil alți jurnaliști au ocolit, și anume partea asta de umbră a unei țări care îl avusese întâi pe Dej, după aia din 65 a venit Ceaușescu, știe toată lumea câtă suspiciune și chiar reavoință și gelozie cuplul ăsta dictatorial trimitea spre orice femeie artist care era frumoasă, celebră, cu grație. Cum ați învins toate aceste lucruri? Cum ați reușit să plecați ba la New York, ba la Buenos Aires, ba la opera din Viena, unde ați cântat cel mai mult din cei 25 de ani de succes și de carieră? Cum ați reușit aceste navigări, ferindu-vă de ochiul rău al activiștilor de partid, ai regimului politic? Cred că cu muncă. Cu muncă. Și cu credință, probabil. Cu conștiința faptului că e lucrul cel mai bun pe care pot să-l fac. Și cred că o anumită decență, o anumită seriozitate, o anumită privire asupra profesiei a unui om absolut normal. Eram un om absolut normal, deși lumea, sigur, mă vedea în rochii, mă vedea în spectacole și își imagina că cine știe cum sunt și cine știe ce spun sau ce fac. Nu. Așa că, sigur, era foarte greu cu vizele, stăteam la rând, la cozi, să le obțin. Unele nu le-am obținut. Le-am pierdut. Da, urma să vă întreb dacă v-au și interzis unele plecări. Nu mi s-a interzis. Doar le-au amânat era, până nu, să... era târziu pentru viză. Sau contractele veneau prea târziu. Și nu era timp pentru că la vize și acolo trebuia să aștepți. Și totuși am făcut
și turnee, și carieră, și teatrele mari, și mai ales să fiu aici acasă, să fiu prezentă. Cum ajungeam, mă suna de la opera. Era Vasile Calomfirescu, Dumnezeu să-l ierte. Păi mâine ai spectacol. Cântam și aici, ca să pot să plec pe urmă. Și așa am făcut ceea ce am făcut. Ați făcut foarte mult, atât de mult încât după 78, când ați ajuns ca să iau și episodul Metropolitan, mă gândesc acum la James Levine, exigentul, dar și generosul, care trimit directorul de la Metropolitan de atunci, care atunci când era încântat de un spectacol, trimitea flori și o sticlă de șampanie foarte bună. Și atunci când nu dădea semne, era de fapt ca și cum ar fi ridicat arătătorul că ceva n-a fost bine. Nu fi fost foarte bine. Da. Așa ați primit și șampanie și flori, dar au fost și momente când directorul n-a venit și vreau să le povestiți dumneavoastră. După ce am debutat în 78 cu Traviata, și pentru care trebuie să vă spun că n-am avut aceeași răspundere pe care am avut-o când am cântat la Scala. Sigur, a fost succes, pe urmă m-am întors cu Boema și peste, cred că, 2-3 ani am făcut o premieră de Boema, avându-l nu ca partener, ci ca dirijor, chiar debuta Placido Domingo. Și sigur că spectacolul a fost mai dificil decât cu ceilalți dirijori obișnuiți și mai ales obișnuiți cu Puccini, pentru că Puccini nu-i Verdi. Trebuie o înțelegere specială pentru muzica lui și în același timp o înțelegere între dirijori și parteneri. Orchestra este mare, orchestrația este mare și atunci ca să pătrunzi, nu mai spun de Butterfly, trebuie să existe o comunicare, o comuniune între dirijor și artist. Dar sigur, Placido era întâi tenorul care dirija. Și această preocupare, fără să vrea, fără așa, a făcut ca spectacolul să fie destul de greu de dus. Ca să traduc cumva, nu știu dacă e exact, eu sunt doar un meloman și atât, nu sunt un specialist, dar înțeleg că orchestra sub bagheta lui Placido Domingo, de fapt, nu a amenajat solistul. N-aș spune că orchestra m-a acoperit. Nu. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Adică am avut resursele pentru a cânta Puccini. Da, da. Era vorba de anumiți tempi. Și sigur că un tempo care nu ți este comod și pentru care tragi, și pentru care tragi și orchestra după tine și pentru care tragi și partenerul, devine puțin mai greu. Așa s-a întâmplat și cu această boemă de care vă povestesc. Ce bine, întreagă-ți fie spus, că Placido Domingo a renunțat la dirijat. Cred că asta a fost un avertisment prompt, faptul că florile și șampania n-au venit, se va fi gândit la acest semnal și a lăsat o baltă cu dirijatul, bine a făcut. Dar să spunem și asta, că ați cântat apoi cu el în ipostază de tenor și cu Carreras și cu Alfredo Kraus. Exact, și cu, sunt, de fapt, lista mari. Cuprinde pe toți din primul raft, cum zic eu, ai scenei lirice. Și acolo sunteți și dumneavoastră. Nu repudiez, nu-mi place deloc această terminologie pe care uneori o vehiculăm cu artist retras. Nu există artiști care se retrag, ei sunt precum lumina solară, se fixează pe cer și stau acolo pentru noi, chiar dacă alți sori mai mici sau mai mari vin din urmă. Vin după ei. Da. Și faptul că acum
stăm aici la cafea sâmbătă dimineața, e de fapt un prezent continuu, nu-l putem fractura, nu-l putem împărți în capitole, chiar dacă adaug aici și profesoratul dumneavoastră, poate chiar și ipostazele din Comisia de Cultură în două legislaturi, când ați fost deputat de Prahova, sursele mele spun că ați făcut multe fapte bune, ați schimbat și legi, chiar ați pus umărul la niște inițiative, m-am bucurat. De ce nu ați urmat modelul ăsta al Artei Florescu să fiți mai mult timp profesoară la Conservatorul din București? Am fost foarte tânără profesoară, pe urmă am plecat și n-am mai fost. M-am întors după Revoluție și am fost din nou profesoară. Da. Și apoi din nou n-am mai fost pentru că nici ceea ce se întâmpla nu era conform principiilor mele. Și în același timp și pentru că eram foarte ocupată. Am fost o perioadă și la conservator și în alte posturi și era destul de greu. Și atunci am renunțat. Dar oricine m-a sunat sau a întrebat de mine sau a vrut să-l ascult sau a vrut să-l ajut, am făcut-o întotdeauna și dacă ar mai fi, aș face-o cu toată dragostea și cu toată răspunderea, pentru că e un lucru mare să poți să ai pe cineva care să-ți spună da, e bine, e pe drumul bun sau lipsește ceva sau aici așa sau aici așa. Așa cum am avut eu noroc de cuvintele unor mari artiști care mi-au rămas întipărite întâi în minte și apoi în suflet. Așa cred că și astăzi copiii tineri care caută să fie buni și foarte buni au nevoie de un om care a trecut prin această profesie. O să fac o pauză cât o frază, două muzicală, pentru că dintr-o partitură care mie îmi place foarte mult, îmi place să vă ascult cântând Mozart, dar îmi place și această arie din Manon Lescaut, pe care e una dintre preferatele mele, o las pentru deliciu celor care ne urmăresc. Revenim imediat.
mulți dintre marii scenelor europene și nu numai, întâlnindu-vă, v-au spus cuvinte care v-au ghidat și v-au rămas în inimă. Mi-a venit în suflet relația mea absolut minunată, absolut specială cu Renata Scotto. Am adorat-o, după Callas am adorat-o și am avut și norocul să mă duc la spectacolele ei, să o văd, să o admir, să o cunosc, iar mai apoi chiar să regizeze un spectacol de Madama Butterfly și așa cu adevărat am cunoscut marea cântăreață care a fost ea. Un om excepțional și o artistă de o dimensiune unică. Ce puteți spune, doamna Eugenia Moldovanu, despre public? La Metropolitan cred că peste 4.000 de locuri, vreo 4.000 și ceva de locuri. În arena din Verona sunt 100.000. Vorbiți-mi, vă rog, despre această vibrație care nu doar pornește de la dumneavoastră spre cei care vă ascultă, ci și în mod invers, fluxul și refluxul, partea, prezența publicului spre dumneavoastră în scenă. Pentru mine publicul a fost un fel de stăpân al meu. M-a interesat și l-am urmărit și l-am simțit în fiecare spectacol, dacă e cu mine, dacă e departe de mine, dacă trebuie să mă duc către el, sau invers, dacă el vine foarte aproape de mine. Există un lucru care te salvează. Este muzica. Muzica este cea care n-a creat între mine și public niciun zgomot. Niciun zgomot. Da, bine ați spus. Cred că am făcut aici, colo, suficiente lumini, suficiente scântei, încât prietenii noștri să înțeleagă ce palmares extraordinar ați traversat, cu decență, cu discreție, cu un echilibru extraordinar. Niciodată nu s-ar fi putut spune despre dumneavoastră ca despre Callas îndrăgostită în scena, furisită în culise. Cum ați reușit să rămâneți în echilibru după atâta succes, după călătorii, după aparente privilegii? Pentru că noi, cei care suntem în sala de spectacol, vedem totdeauna partea de soare și de favoare, ca să fac o rimă, a unui rol. Vedeți, pentru mine profesia și cântatul și statul pe scenă a fost 100% lucru care m-a preocupat în fiecare clipă a vieții mele. În al doilea rând, de când a apărut pe lume și până astăzi, muzica a fost în mine. Muzica pe care și astăzi caut să o înțeleg și o înțeleg mai bine și de fiecare dată altfel și de fiecare dată mai frumos. Pentru asta nu cred că m-am pierdut. Nici succesul nu m-a pierdut, nici tinerețea, nici frumusețea. Ba, vreau să vă spun că de multe ori spunea câte cineva, este foarte bună Mimi și foarte adevărată. Păcat că e un pic prea frumoasă. Și pe urmă să știți că mi-am dat seama că ei au avut dreptate, oamenii care spuneau așa. Și ați schimbat-o pe Mimi din La Bohème, ați făcut-o altfel la un moment dat? Am încercat. Extraordinar. Am încercat. Pentru că impresia mea se ținea de declarația dumneavoastră alta, și anume aceea că ați căutat o viață pe Violeta Valerii. Și acum îmi spuneți că, de fapt, Mimi și ea v-a pus oglinzi diferite în față. Foarte interesant. Fiecare rol a fost mai mult sau mai puțin în mine sau a intrat în mine. Unele mai greu, unele foarte greu. Altele m-am născut cu ele cântând. Și aici aș putea să vă spun că Mozart este compozitorul în care m-am simțit cel mai aproape de a putea
visa perfecțiunea. A fost un compozitor în care am reușit, cred, să dau ceea ce era mai important pentru mine, și știință, și muzicalitate, și emoție. Și de aceea, vedeți, un rol ca Butterfly a fost un rol pe care la început, sigur, era un rol pe care îl căutam să-l aduc către mine. Faptul că am avut o fetiță, am avut un copil, asta m-a încărcat deja foarte mult. Era o experiență trăită deja și o puteți... Cea mai frumoasă. Da, și cea mai frumoasă și ați valorificat-o în și rol. Cea mai adevărată. Da. Da. Și așa s-a întâmplat cu toate rolurile. N-am vrut să uit să vă spun că unul din rolurile mele cele mai dragi a fost Agate din Freischütz. Ceea ce muzica mi-a dat și mi-a spus în această operă a rămas și astăzi întipărit ca un lucru foarte, foarte, foarte prețios pe care am reușit să-l fac. Deci Freischütz a fost un rol foarte bun pentru mine, cred. Și care este acel dar pe care vi l-a făcut Agate pentru carieră și pentru viață? Pentru că eu credeam până acum că Dona Ana din Don Giovanni rămâne al dumneavoastră pentru totdeauna. Dar, de fapt, greșeam, pentru că sunt foarte multe roluri pe care le-ați făcut de plin, strălucitor, până la capăt. Și nu m-am gândit la Agate. Cred că geniul lui Weber. Da. Creator de școală, frazarea și pianissimele și felul de a fi al ei, care pe scenă nu însemna nimic. Era chiar modestă, chiar o anonimă, până când deschideai gura. Și atunci era minunea, minunea muzicii. Deci despre muzică vorbim, despre ce altceva. Și vorbind despre muzică, e clar, dragi prieteni, că a fost atât de puțin să mergem împreună, doar 45 de minute, am să închei spunându-vă așa, că o sursă de încredere a noastră, care s-a întors de la Nagasaki de curând, mi-a spus că acolo unde toți premianții din Japonia puneau la sfârșitul premierei o orhidee, se află și trăiește și e zâmbitoare și foarte, foarte frumoasă și distinctă și orhideea pe care la 29 de ani, ca premiantă întâi, tânăra Eugenia Moldoveanu, venită din estul Europei, mai exact de la București, din școala tânără de muzică a României, a plantat această orhidee, ea zâmbește și va zâmbi mereu. Așadar, muzica e în continuare cu noi. Vă mulțumesc, doamna Eugenia Moldoveanu, și vă doresc cale lină de bucurie, de lumină, de împăcare pentru următorii ani, ca să ne mai vedem. Dar trebuie să-mi răspundeți la asta, promit, ultima întrebare. Acum vă simțiți învingătoare, fericită? Încep să cred că da. Încep să cred că... Vedeți, când am împlinit 80 de ani, și acum când spun, nu-mi vine să cred. Probabil că nu îi simt chiar atât de mult, deși în parte îi simt. Dar faptul că așa a fost destinul meu să ajung aici, este o liniște, o bucurie și chiar un sentiment că pot să mai înving cei câțiva ani pe care i-am de aici încolo. Așa să fie. Eu personal cred că destinul nu greșește niciodată. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu!